Ați câștigat și fără Șamil la Galați, a cincea victorie consecutivă, echipa pare că are tot mai multă credere. We went there, actually, we didn't know that Shamil did not play to the last half an hour before the trip. And yeah, that was a part of life, and like I always said before, we need to deal with the situations that we have, and we need to react to a situation like it. And I think team respond very well, especially in the second half. And on the end, we won, and yeah, it's like this, and then that's what I always said, with someone who is not there, he's not there, we need to find a way. Am mers acolo fără Șamil, nu știam că se va întâmpla acest lucru, am aflat asta cu jucătoare de ori de a face deplasarea, însă de fiecare dată vă spunem, cine nu este, nu este, cine este, trebuie să intre pe teren să corespundă cerințelor care sunt. Credem că echipa a reacționat foarte bine la această nouă situație, mai în special repriza a doua. Am reușit să câștigăm partida de la Galați, astfel că cine nu a fost alături de noi, nu a fost, dar echipa până la urmă a reușit să se motiveze și să câștige acea partidă. Totuși, care sunt datele probleme în privința accidentărilor înainte de acest meci? So far, we don't have really nobody. I mean, everybody is supposed to be, even Shamil is back, I mean, it's supposed to be complete. Like I said, hopefully today we have good practice, tomorrow the same. I hope that we can have the same team, plus Shamil. And like I said, and we're going to see what will happen to all of this. Acum nu avem probleme cu accidentările, toată lumea a fost ieri la antrenament, inclusiv Șamil s-a antrenat normal, sperăm să avem un antrenament bun astăzi, să ne ferească Dumnezeu de accidentări pe ultima 100 de metri. Ceeași întrebare, cât de important ar fi să termina seria? It will be great. It's a question of importance because of results or position. It's more about it's kind of a award for all these players. For the people around the club, what they did in the last couple of the months, from where they've been and where we are now, that means would be kind of, I think, big satisfaction and award. And that's for me, actually, personally, this would be supposed to be the goal. Ar trebui să fie un cununat, nu neapărat prin prisma rezultatelor sau al poziției din clasament, ci ar fi o cununare a muncii acestor băieți, a oamenilor care sunt în jurul echipei și a faimor care vin meci de meci la sală, pentru că încă o dată unde am fost și unde suntem acum, aici ar fi încurunarea muncii și crederii tuturor celor care ne-au acordat-o și asta ar trebui să fie focusul și obiectivul principal. Vi se pare un paradox că în grupa 11-18 poate eram cotați de unii oameni ca ultima echipă la un moment dat și acum putem să terminăm chiar pe locul 11, adică primul din această serie? I mean, paradox or not, we are there where I think we deserve to be in how we played the last games, and I just hope that we're gonna find a way, find the rhythm, find the energy, the mentality to stay on the same level for tomorrow, and then see what will happen. Because like I said again, what I always said before is if we are playing on that level, someone need to be better than we are. That means, and then I'm the first one who come and congratulate that team to beat them. But we need to fight and need to be there for 40 minutes each game. Paradox sau nu, suntem acolo și cred că merităm acest lucru față de ultima perioadă de basket pe care am practicat-o. De asemenea, trebuie să găsim puterea mentală, concentrarea și capacitatea fizică să câștigăm și mâine. Trebuie să fim concentrați pe parcursul celor 40 de minute, să jucăm basketul nostru care trebuie să-l jucăm și atunci, dacă echipa va fi mai bună decât noi, în care vom ridica mâna, vom felicita pe jucători și vom merge mai departe. Însă noi, dacă vom face lucrurile așa cum trebuie să le facem, vom fi o echipă greu de învins. So yeah.